și din nou mă prinde sâmbătă la sală. De obicei nu merg sâmbătă la sală, dar se mai întâmplă ca pe parcursul săptămânii să mai apară anumite evenimente și atunci să fiu nevoit să decalez o zi antrenamentul, cum s-a întâmplat și săptămâna asta. Joi trebuia să merg la sală pentru că aveam antrenament, dar cum n-am reușit, am fost vineri și acum sâmbătă recuperez antrenamentul de vineri. Azi o să fac în principiu la sală spate biceps, la sfârșit o să fac niște abdomene și 2-3 serii la picioare, pentru că la fel săptămâna asta le-am neglijat un pic și mai trebuie să mai cresc un pic, să mai bag niște volum săptămânal și la picioare. N-am apucat încă să mănânc până acum, o să mă antrenez fasted pe stomacul gol și sunt curios să văd dacă performanța o să-mi scadă un pic sau nu o să simt diferențe prea mari de forță. Mai de mult când mergeam la sală de la ora 7 dimineața, tot așa mă antrenam pe stomacul gol, nu mâncam nimic, dar deja atunci era obișnuit corpul cu treaba asta și nu simțeam, dacă tot timpul mă antrenam la ora 7, nu aveam cu ce să compar să văd dacă forța e mai mare sau nu. În ultimul timp merg după masa la sală și am o masă înainte de antrenament. Să vedem dacă o să se simtă ceva la forță. Să-i dăm drumul. Gata și încălzirea, o să încep antrenamentul acum. E intens. Gata, am terminat și antrenamentul, am venit aici sus la mâncare să iau o masă, m-am întâlnit cu un prieten și doamne, deci câtă lume în mall, am mai văzut de mult atât de lume în mall. Mi-am luat niște tagliata din piept de pui, niște cartofi cu rozmarin și o salată de sfeclă roșie. Simplu, o sursă de proteine, o sursă de carbohidrat și o salată. Liviu și-a luat niște shawarma din piept de pui. Ce ți-ai luat acolo? Eu, uite, ceva, multe calorii. N-am mai fost la sală cam din august și... Se simte. Și se simte, într-adevăr, da. Dar am să recuperez în orice caz. N-am simțit o scădere în forță fiind pe stomacul gol, dar am simțit că nu mai duc atât de mult. Pe la sfârșitul antrenamentului deja îmi era destul de greu și parcă îmi venea așa un pic rău. Dar după aia mi-am dat seama că nici n-am băut suficient apă și de obicei la mine atunci când nu beau apă, tinde să-mi fie rău pe la sfârșitul antrenamentului. Dar în rest a mers ok, se poate să faci antrenament și pe stomacul gol. Dacă faci asta de obicei, atunci ar fi ok să îți iei înainte de antrenament vreo 5-10 grame de BCA ca să ai ceva aminoacizi în fluxul de sânge, să nu fii tot timpul după atâtea ore nemâncat, pentru că nu e atât de optim. Eu acum o să beau shake-ul de proteine, am luat acea masă și merg acasă. O să editez acest video și ne vedem. Uite și tu cât e de aglomerat. E full azi la mall. Noi în Timișoara avem două mall-uri, de curând s-a construit și al doilea mall și speram că odată ce a fost gata să se elibereze din lume de aici, de la primul mall. Dar nu se întâmplă așa, văd că e totul foarte full și chiar ar fi nevoie și de un al treilea mall. Ar fi binevenit. Și referitor la alimentația din jurul antrenamentului, ideea e ca înainte și după antrenament să ai o sursă de proteină. Dacă vrei să te antrenezi fasted pe stomacul gol și nu vrei să-ți întrerupi perioada aceea de fasting, după cum ziceam mai devreme, poți înainte de antrenament să iei 5-10 grame de BCAA. Asta o să prevină eventualele pierderi musculare din timpul antrenamentului, dacă au trecut foarte multe ore în care nu ai mâncat nimic. Iar după antrenament, nu neapărat în secunda în care ai terminat antrenamentul să fugi cu viteză maximă în vestiar să-ți bei shake-ul, dar undeva la câteva ore după antrenament e bine să ai o sursă de proteină. Dacă nu te mai antrenezi în curând, dacă n-ai două antrenamente pe zi, să zicem, nu e neapărat necesar să îți iei și o sursă de carbohidrați ca să îți refaci stocurile de glicogen din mușchi. Pentru că lucrul ăsta ar fi nevoie doar dacă la scurt timp, la câteva ore, să zicem, ai mai face un antrenament sau ai mai avea ceva activitate fizică și atunci ai avea nevoie de glicogen, de glicogenul acela din mușchi care îți dă energie. În rest, e ok și o sursă de proteină și
Cel mai important, repet, este să îți atingi pe ziua respectivă numărul de macronutrienți și calorii. Și cu asta e gata și videoul de azi. Ne vedem pe data viitoare. Te salut!